Doamnelor, domnilor, v-am promis că măcar o dată pe săptămână vă dau și vești bune pe lângă noi, nu de vești proaste. Veștea bună din seara asta este că avem și niște copii absolut senzaționali. Unul dintre ei este invitatul meu în această seară, se numește Radu Mastalier și este singurul elev din România care a luat 3 de 10 la evaluarea națională, că de regulă sunt două probe, numai că el o să ne spună de ce a luat 3 de 10. Bună seara, Radu, și bine ai venit! Bună seara, mă bucur să mă aflu aici. Am luat 3 de 10 deoarece sunt la Colegiul German Goethe și am dat și proba pentru limba maternă. Bun, deci română, matematică și germană. Și germană, da? Da. Și nu e obositor să fie așa perfecție, numai 10? Adică am avut și eu momentele mele de glorie în școală, dar s-au terminat mai repede. Și într-adevăr, sunt fericit că am ajuns la vacanță, dar da, sunt în același timp și mândru de mine și mă bucur că s-a sfârșit cu bine și că îmi voi aminti mereu de aceasta. Acu' e cu, mă rog, sistemul cu repartizare după ce dați examenele, da? Da. Bănuiesc că la 3 de 10 poți să te duci oriunde. Adică nu cred că există vreun liceu care să aibă peste 10 media minimă de intrare. Unde te duci? Eu vreau să continui cu germana la mine, la Colegiul German Goethe, deoarece am învățat de-a lungul anilor și am aflat că este important să cunoști o limbă germană, o limbă străină. Și m-a și pasionat această idee de germană. Ai origini germane? Ai pe cineva în familie din neam? Da, bunicul meu este german, de acolo și numele, Mastalier, din Alsacea, de fapt, care a fost și parte din Germania. Dar, mă rog, a fost sub nemți la un moment dat. Da, la un moment dat. Dar nu a fost principal motiv pentru care am ales să studiez germana. Una peste alta, tu ai și o viață alta decât aia extrașcolară? Adică, nu știu, eu mi-închipui că un om care are numai 10 și care, mă rog, să luptă către perfecțiune, nu face altceva decât să stea să tocească. Da, normal. Ca să ajungi la un astfel de rezultat, nu este vorba doar despre studiul strict școlar. De exemplu, îmi place foarte mult să citesc. Și sportul m-a ajutat de-a lungul... Da, că ești înăltuț, ești legat, adică nu par chiar șoarece de bibliotecă așa, dacă mă uit la tine. Da, am făcut mai multe sporturi, dar în clasa 8-a mi-a fost un pic mai greu, fiindcă am avut și multe pregătiri și am fost un pic mai... am stat mai aproape de ce înseamnă școală și pregătiri. Cum sunt profesorii astăzi? Nu știu, sunt mai apropiați de voi? Sau au rămas, mă rog, pe sistemul vechi în care, mă rog, cer supunere oarbă și toceală și niciun sunet în exterior? Din fericire, eu am avut niște profesori care m-au ajutat foarte mult și chiar m-au susținut și în ciuda greutăților pe care le-am avut împreună și rezultatelor care la un moment dat poate nu corespundeau dorințelor mele și ambițiilor mele, ei m-au susținut mereu și am reușit cu ajutorul lor și... Cu toți profesorii te-ai înțeles până la urmă foarte bine, nu știu, că și am avut profesori care mă înțelegeam, profesorul care nu ne suportau. Da, sunt profesori și profesori, dar în principal am avut profesori care m-au susținut. De exemplu, doamna dirigintă a fost mereu alături de mine și i-am simțit prezența și sprijinul. Cum vorba aia, nu e numai modă, până la urmă e un lucru normal care, mă rog, era imposibil pe vremea noastră. Ai posibilitatea de a învăța și în străinătate. Mai devreme sau mai târziu? Te-a bătut vreun gând? Vrei să rămâi aici? Vrei să urmezi o școală în străinătate? Vrei să... Da, eu de mic m-am gândit. Nu știu de ce, pur și simplu, așa mi-a venit mie. Și pentru că studiam germana și m-am gândit să... urmez să fac facultatea în străinătate. Ai în Germania. În, țară, în Germania? Da. Da. Vreau să devin medic. Vrei să devii medic? Da. Păi și nu ți-ar fi mai simplu, nu știu, să faci medicină în România și ulterior să pleci în Germania? Întreb, pur și simplu, pragmatic. Da, depinde și de momentul la care o să iau eu decizia și... Da, momentan nu am luat o decizie foarte clară. Prietene, dacă faci medicină, trebuie să dai examen la chimie. Ți-e place chimia? Te întreb. Da, la îmi place chimia. La mine a fost oroare tot liceul. Nu, mie îmi plac în general științele exacte, chimia, biologia, fizica, dar în același timp am și o pasiune pentru literatură și lectură, atât la română cât și la germană și pentru literatura universală. Ești cercetaș, înțeleg? Da, da. Și asta m-a ajutat foarte mult, fiindcă
Fiind cercetaș și având activități precum dormitul în pădure la cort sau gătitul la ceaun, m-a ajutat să-mi formez caracterul și pe mine ca bărbat. Te-a ferit Dumnezeu să faci armata obligatorie, să vezi caracter ce-ți formai acolo. Da, știu. Și tata-mi povestea mereu. Doamnelor, domnilor, mă bucur că l-am avut invitat pe Radu. V-am spus, vă promit măcar o dată pe săptămână da niște vești bune. Și apropo, să știți că tovarășul aici de fața terminat al doilea liceu. Una peste alta, doamnelor și domnilor. După o foarte scurtă pauză de publicitate, vom discuta despre majorarea pensiilor, despre proiectul proaspăt aprobat. Lia Olguța Vasilescu va fi în direct.